Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europafm.ro și pe conturile noastre de Facebook și YouTube. Situație complicată în Rusia și, deși a durat doar o zi, această revoltă, rebeliune inițiată de liderul Wagner, Evgeni Prigojin, a lansat în urmă foarte multe semne de întrebare. Să fi fost un puci eșuat, să fi fost o răfuială cu capii armatei, să fi fost chiar o operațiune uneltită în comun de Putin cu Prigojin ca un fel de nadă ca să se vadă ce trădători în cercurile Kremlinului ar scoate capul și ar mușca așa ceva. Nici declarațiile lui Putin de aseară n-au lămurit lucrurile, pentru că ele au fost mai degrabă contradictorii. Întrebarea este dacă regimul Putin iese fragilizat din această experiență, dacă a început să crape pe la colțuri, dacă intră Rusia într-o era haosului, având în vedere, cum spuneam, aceste declarații nu foarte coerente și contradictorii pe alocuri ale lui Vladimir Putin. Și cum e pregătit Occidentul să gestioneze o astfel de criză la vârful puterii din Rusia. Despre toate, cu invitatul meu de astăzi, analistul de politică externă Dorin Popescu, președintele Asociației Casa Mării Negre. Bun venit în Piața Victoriei, domnule Popescu! Bine v-am găsit și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe radioascultătorii postului dumneavoastră de radio. Ce înțelegeți după cele întâmplate, dar și după declarațiile de ieri seară ale lui Putin? El le-a oferit niște garanții luptătorilor care se înrolează în structurile armate, dar nu e clar dacă pe ceilalți îi va pedepsi. Înțelegem că Prigojin a ajuns bine mersi la Minsk, în Belarus, până la urmă. Nu va fi o urmărire penală împotriva lui. Ce e asta? Hic sunt leones, aici sunt lei, aici sunt fiare sălbatice, aici sunt fiare de nedomolit. Nu știm exact ce se întâmplă aici. Este un pământ nedeselenit, este o terra incognita. Hic sunt leones este expresia pe care o notau geografii europeni pe hărțile cu teritorii necunoscute. Deci aici este un teritoriu necunoscut, Federația Rusă. Despre asta vorbesc, da? Federația Rusă, hic sunt leones, aici sunt fiare, aici sunt fiare sălbatice, nu știm ce se întâmplă acolo, da? Metaforic vorbind, de bună seama. Încă o dată fiare sălbatice. Deci nu avem, societatea rusească este extrem de opacă. Nu permite o vizualizare și o înțelegere profundă a ei, decât dacă doriți din interior, cu o conștiință acurată, cu foarte multă lectură, cu interpretare zilnică și cu depășirea canalelor și stereotipiilor. Noi, în principiu, nu putem de aici. Eu aș avea un mic noroc. Am lucrat 4 ani de zile în mandat diplomatic al României în Federația Rusă în perioada 2002-2006 și se întâmplă să cunosc oarecum din interior, da? După 4 ani de zile de mandat diplomatic la Moscova, se întâmplă să cunosc mai multe lucruri și să pot interpreta oarecum mai bine, dar în continuare, câteodată chiar și pentru mine Federația Rusă rămâne surprinzătoare. Deci, sunt mai multe ipoteze cu privire la tiparul acestui scenariu și inclusiv cu privire la rezultate. Restrâns sintetic pentru radioascultătorii dumneavoastră, încă nu putem exclude varianta unui scenariu prestabilit cu un joc politic cerut lui Prigojin de către Putin, cu numeroase obiective și argumente care susțin această variantă de scenariu. Nu sunt deloc bolnav de scenarită, dar datele de pe teren mă obligă să țin cont de această ipoteză. Da, și doi, da. Prigojin susținut sau nu, sprijinit sau nu, printr-un set de angajamente și promisiuni din partea unor oponenți ai lui Putin, la un moment dat să fi încercat să joace pe cont propriu și cu ajutorul acestor susținători și în folosul acestor susținători, rămași încă neidentificați, un joc politico-militar propriu. Acum, ce s-a realizat? Un fiasco pentru toți. Un fiasco pentru Putin, un fiasco pentru Prigojin, un fiasco pentru oponenții săi, un fiasco pentru statul rus. Ce le-a promis Putin și ce se va întâmpla cu luptătorul companiei Wagner și cu Prigojin în sine? Prigojin are de acum încolo funcții și roluri expirate în Federația Rusă. Este un personaj expirat. Nu mai poate fi reșapat. Tocmai de asta el a fost, dacă vreți, împrumutat, exilat în Belarus bunului prieten al lui Putin, domnul Lukashenko, pentru ca Lukashenko să-l folosească pe Prigojin cu riscurile de rigoare ce rezultă din lecțiile învățate cu privire la această insurrecție armată care s-ar putea repeta și în Belarus împotriva lui Lukashenko. Cu aceste riscuri, Lukashenko a acceptat riscurile și a decis să-l ia pe Prigojin. Da, dar Prigojin nu mai are niciun rol, nicio funcție pentru Federația Rusă, nici din Belarus, nici din oricare altă parte, s-ar putea care să fie utilizate către Lukashenko după, sau în formate pe care le vom descoperi. Mercenarii Wagner.
Compania va fi desființată, va fi destructurată. De la 1 iulie, o parte din mercenari vor fi mai mult sau mai puțin siliți, constriși să încheie contracte individuale, poate chiar colective, anumite substructuri ale companiei Wagner cu Ministerul Apărării. Asta înseamnă o subordonare directă către Ministerul Apărării. Asta înseamnă o diminuare considerabilă a veniturilor individuale ale mercenarilor, de la o medie de, să zicem, 2500-3000 de dolari la 3000 de ruble. La 3000 de ruble este motivul principal că scăderea categorică a veniturilor, pentru care mercenarii companiei Wagner s-au opus acestei soluții. Dar ei acum nu au ce să facă. Deci Putin nu are ce să facă cu Wagner. Asta se va întâmpla și în Africa, domnule Popescu, acolo unde Wagner e prezent în multe țări și, mă rog, spoliază, face la fel acte reprobabile. Aș opina că nu. E o întrebare foarte, foarte corectă, foarte pertinentă în dialog. Vina că nu. De ce? Putin însuși are nevoie de unele misiuni pe teritoriul cât mai îndepărtat, astfel încât misiunile și activitățile respective ale unei companii militare private rusești. Are nevoie de existența unor astfel de misiuni acolo. Nu mai are nevoie, a mulțumit frumos, nu mai are nevoie de o participare glorioasă a companiei militare private de mercenari în folosul Rusiei în ceea ce privește războiul împotriva Ucrainei. Dar cred că are nevoie de un cap de pod, de un instrument, de un mijloc de acțiune în Africa. De ce n-ar mai fi nevoie de grupările Wagner în Ucraina, pe de altă parte? Pentru că ar implica un risc foarte, foarte mare pentru președintele Federației Ruse. Iată, există deja o lecție învățată pentru Vladimir Putin, potrivit căreia există posibilitatea ca acești conducători ai unor companii militare private să își poată asuma la un moment dat acte de rebeliune similare celor produse zilele trecute. Să iasă din profilul de subordonare și de vasalitate explicită pe care îl va cere întotdeauna un lider de tipul lui Putin. De bună seamă că nevoie foarte mare pentru statul rusesc este, dacă avem în vedere beneficiile pe care le-a adus pentru armata rusă, o astfel de companie bunăoară prin cucerirea orașului Bahmut. Armata, însă structurile regulate păreau că sunt în imposibilitatea de a cuceri un astfel de oraș, iar Wagner a cucerit orașul pentru armată de aici și aura de patrioți pe care o au mercenarii. Numai că riscurile unei insubordonări politice sunt prea mari pentru ca Putin să-și mai permită menținerea acesteia. Bun, acum dacă e să ne uităm la posibilele fricțiuni fie între Putin și capii armatei, fie între Prigojin și capii armatei, există aici un sâmbure de plauzibilitate, domnule Popescu, adică relațiile să nu mai fie dinamică, să fie una foarte complicată între toate aceste puncte? A spune că sigur, în orice scenariu am fi, în orice scenariu am fi, elementul comun al acestor scenarii reprezintă lupta pentru putere. O luptă pentru putere care s-a intensificat la curtea țarului Putin între curtenii acestuia. Este indubitabil că lupta pentru putere reprezintă, dacă doriți, subtextul acestor acte de insurgență și de rebeliune. De exemplu, chiar și în cazul în care am fi asistat la o scenetă, eu nu exclud posibilitatea la o scenetă bazată pe înțelegerea între Putin și Prigojin. Nu aș exclude deloc posibilitatea ca Putin să fi fost la curent cu alte tentative de lovitură de stat pe care alții să le fi încercat în mod real și atunci el a organizat o pseudo-lovitură de stat controlată, astfel încât, unu, să demotiveze orice tentativă de lovitură de stat, doi, să ducă în derizoriu orice inițiativă de felul acesta, trei, să arate că îi poate juca și manipula pe toți curtenii de la curtea sa, fie că sunt figuri reprezentative marcante ale unor structuri de forțe, pe cum armata, serviciul de securitate al Federației Ruse, Garda Națională, etc. Și astfel mai e încă o chestiune, să astupe cumva vocile contestatare care contestă nu legitimitatea războiului, ci lipsa sa de eficiență. Iată suficiente motive pentru care am putea presupune că chiar și în scenariul în care am fi văzut o punere în practică a înțelegerii între Putin și Prigojin, chiar și în acest scenariu vorbim de lupta pentru putere. Dacă s-a intensificat lupta pentru putere între curtenii săi, un lucru este cert, înseamnă că forța lui Putin a scăzut.
înseamnă că toți simt miros de sânge. Înseamnă că toți cred că Putin este rănit, că îi se poate aplica în sfârșit, după ani și ani de imperialism absolut, îi se poate aplica în sfârșit lovitura fatală. Asta înseamnă că ne putem aștepta în perioada următoare la un mai mare spațiu de manevră pentru tentative similare de lovitură de stat. Mă întorc la asta în câteva clipe, dar până atunci, în discursul lui Putin de aseară, păreau să fie niște neconcordanțe și stau și mă întreb cum relaționează publicul rus, armata rusă, chiar și acești mercenari Wagner cu genul ăsta de discurs. El spune, oricum n-ar fi reușit această rebeliune, e bine că s-a risipit singură, că noi am fi reprimat-o. Și aici apare întrebarea, dar de ce n-ai reprimat-o de la bun început? De ce așteptai să se doboare 3 elicoptere, să moară niște soldați? De ce așteptai să se ajungă la porțile Moscovei? Pare că aici ceva s-a întâmplat, chiar înghite publicul orice fel de explicație. Noi am fi înăbușit-o, dar nu acum, mai târziu sau lucruri de genul ăsta. Este o întrebare pe deplin justificată și dacă vreți, a fost una din întrebările fundamentale care au ținut, iată, atenția și curiozitatea trează ale românilor în aceste zile. Însă eu, dacă îmi permiteți aici, am un răspuns care cred că este absolut convingător și care vine din profunzimea sistemului rusesc. Dar pentru asta chiar m-aș duce un minut și jumătate, două, poate, la istorisirea rapidă a unui episod. Bun. Eram în vara anului 2002, în meciul de fotbal Rusia-Japonia. Eu eram ambasada României de la Moscova. Rusia-Japonia, 2-1 pentru Japonia în grupa H a campionatului mondial de fotbal. Meciul a fost urmărit pe stadioane gigantice în Piața Roșie și a fost urmat de bătălii stradale de amploare între ruși, între diferite facțiuni de suporteri ruși. Au fost vandalizate mașini cu numere asiatice, străine, magazine asiatice din imediată vecinătatea Piaței Roșie. În fine, bătălii stradale cumplite. I-am întrebat, n-a intervenit nimeni, n-a intervenit niciuna din structurile de forță abilitate cu menținerea ordinii publice. Am întrebat amicii mei, experți în spațiul rus, chiar și o serie de analiști, și toți au fost la unison în am spune că există o uriașă zonă de ostilitate a unei largi pături a populației Federației Ruse împotriva autorității și a sistemului. Și că orice intervenție la calm ar fi riscat ca situația să se degradeze. Da, am zis eu, da, dar pentru asta au murit oameni. Au murit 6-7 oameni acolo. 6-7 oameni. Au murit niște oameni. Imperiul a supraviețuit. Ori cu o intervenție la calm, Imperiul ar fi riscat să alimenteze turbulențele. Bun, ce am reținut eu? Și v-aș propune și răspund la întrebarea dumneavoastră, faptul că Putin știe că există o zonă uriașă de populație care nutrește o ostilitate, o neîncredere, o dezamăgire, dar și o ostilitate în sistem. Ea a văzut un semn al acestei ostilități tradus prin simpatia pe care o au inițiativele particulare. Rușii pot avea mai multă încredere în companii militare private, mai multă încredere decât stat. Iată de aici și exemplele de simpatie și de empatie de la Rostov pe Don pe care le-a dorit și dumneavoastră. Deci, pe scurt, există o zonă de ostilitate profundă împotriva sistemului. Putin, dacă ar fi declanșat o rezistență militară explicită cu vărsări de sânge, ar fi creat el însuși premisele unui război civil în țară. Pentru că el alimenta, deci el ar fi vărsat sânge rusesc și nu oricare sânge rusesc, sânge pe care mulți dintre ruși îl apreciază a fi sânge de patriot. Pentru că mercenarii au beneficiază de această percepție, da, că au făcut pentru Rusia în Ucraina ceea ce n-au făcut trupele regulate. Ei au această notorietate de a funcționa ca o instituție, dacă vreți, patriotică. Ori Putin distrugea militar cu vărsări de sânge, cu sute și mii de vieți omenești din categoria patrioților, celor văzuți a fi patrioți de către societatea rusă. Astfel încât Putin a trebuit să navige între Scila și Carib, da? Respectiv să înfrângă această insurgență militară, nu prin mijloace militare. Pentru că o confruntare militară directă între trupele regulate și mercenarii lui Prigojin
ar fi adus foarte multă solidaritate, nu a populației, dar a unor reprezentanți din structurile de forță ale Federației Ruse, alături de compania Wagner, și ar fi mărit foarte mult miza, șansele și posibilitățile de implementare a acestui puci cu succes la Kremlin. Bun, a doua mare incongruență, așa cum o văd eu, este acest atac asupra liderilor mișcării Wagner, deci a lui Prigojin, spunându-se ei sunt niște trădători, au făcut ceea ce au făcut neonaziștii de la Kiev și doreau să se împuște rușii între ei ca să abată atenția de la eșecul contraofensivei, înțelegând prin asta, mă rog, contraofensiva rusească, chipurile, dacă am înțeles bine. Și întrebarea este, bun, da, un an și jumătate și toți anii dinainte când ai folosit de Wagner în diverse regiuni ale lumii, ți-ai plasat încrederea și mandatul în cineva care e de fapt un trădător și care la primul semn de neliniște întoarce armele? Ce spune asta despre tine și regimul tău până la urmă? Ce spune asta pentru moralul trupelor? Dacă mâine se va întâmpla la fel cu un alt comandant? De bună seamă, Prigojin și Wagner sunt creația absolută a lui Vladimir Vladimirovici. Absolut, creația absolută. Ba poate chiar n-a ieșit decât foarte puțin din pariul de creație absolută a lui Putin. O creație absolută care a fost utilizată nu doar în Africa, de bună seamă, dar și în Ucraina, rețineam episodul emblematic Bahmut. Această companie a adus servicii uriașe statului rus, lui Putin și regimului instituit de Vladimir Vladimirovici. Niciun moment nu s-a gândit președintele Putin că Prigojin ar putea să își denunțe, da, rolul său de slugă absolută. Da? A fost folosit cinic în momente foarte importante pentru Rusia, pentru Putin și pentru regimul lui Putin. Bun. De la un moment dat, repet, în urma unui context care a încurajat ambițiile politico-militare ale lui Prigojin, de la un moment dat, toată această instituție pe care Putin a construit-o, a dezvoltat-o și a utilizat-o pentru menținerea la putere a regimului său, toată această construcție, într-adevăr, a apărut că îi scapă de sub control. Numai că nu întreaga instituție, ci doar câțiva lideri care și-au asumat riscul, da, unei tentative de lovitură de stat, printre care și Prigojin. E bine, n-am putut să-l numească în mod explicit pe Prigojin, pentru că Prigojin i-a adus dese servicii cumplite și cinice pentru supraviețuirea regimului său, de aici și evitarea cu obstinație a nominalizării lui Prigojin ca fiind unul dintre trădători. Nici narativul acesta despre trădare și trădător nu ține, pentru că repet, cum poți interpreta drept acte de trădare cele care vin din partea unor oameni pe care i-ai creat, unor structuri pe care le-ai creat, pe care le-ai utilizat pentru supraviețuirea regimului tău. Și încă o dată, dacă accentua și dacă va accentua foarte mult ideea de trădare, el vine în contrasens cu uriașa simpatie de care se bucură compania Wagner, chiar și Prigojin, în societatea rusă. Numai că, pe de altă parte, el are nevoie să rostogolească în continuare acest narativ absolut retoric de trădare și că îi vom pedepsi pe trădători. De ce? Pentru că el a ieșit în urma acestui episod șifonat, cu o imagine șifonată și pe care trebuie să și-o redreseze. Atenție! Putin a supraviețuit unui moment tactic foarte primejdios pentru el. Unei amenințări colosale, directe și imediate cu privire la supraviețuirea sa și a regimului său. A preferat să-și piardă încrederea, să-și deterioreze imaginea, să sacrifice loialitatea și coeziunea forțelor armate de care vorbeați, să pună în risc autoritatea funcției sale, să pună în risc autoritatea armatei, relațiile sale cu capii armate. De ce? Doar ca să iasă dintr-o amenințare directă. Putin este capabil de rele mult mai mari. Mult mai mari. El a sacrificat deocamdată totul pentru a se salva pe sine și pentru a salva regimul. Dar nu mă îndoiesc că în circunstanțe mult mai groaznice, Putin este capabil de acte încă și mai radicale spre a se salva. Bun, și acum întrebarea iarăși pentru, de dragul coerenței, așa, nu știu dacă contează sau nu contează foarte mult, pentru publicul din Rusia sau pentru militarii ruși, în momentul în care spui
trădătorii, neonaziști au făcut, au înșelat încrederea, ne-au făcut să ne războim între noi, după care îi lași să plece fără ca măcar să dai o explicație plauzibilă. Dom'le, pentru meritele lor, cât a fost, îi lăsăm în exil. Sau, având în vedere că a fugit deja, n-am ce să-i mai fac, a rămas, sau mă rog, nu știu, orice variantă care să poată părea cât de cât plauzibilă, sau poate pentru ruși nu contează deloc. Înghit orice explicație, oricât de incoerentă ar fi. Avem mai multe categorii de ruși și mai ales vorbim de structurile de forță, pentru că populația nu contează foarte, foarte mult. Populația nu alege, de facto, la alegerile prezidențiale de la anul. Putin are aproape securizat încă un mandat, dacă și-l dorește. Riscul major provine din diminuarea radicală a loialității în structurile de forță. Dacă acolo loialitatea reprezentanților acestor structuri de forță se va subția foarte mult, asta înseamnă că spațiul de manevră pentru o nouă lovitură de stat pe care nu populația o face, ci anumiți reprezentanți din structurile de forță ar putea o face. Aici este riscul lui Putin. Dar credibilitatea în rândul celor care sunt loiali nu îl interesează. Îl interesează însă foarte, foarte mult ca cei care i-ar putea construi o reacție de oponență, care l-ar putea înlătura de la putere, aceștia, în fața acestora să își recupereze imaginea. Iar în fața acestora, trebuie să adopte pe de-o parte măsuri radicale, într-adevăr, ca să-i convingă pe cei din structurile de forță în continuare loial lui că merită să pedepsească pe trădătorii care nu au încredere în sistem în țară și se opun, iată, sistemului în acest fel asociabil actelor de trădare, de terorism, etc., de radicalism, de instigare la lovitură de stat, dar în egală măsură el nu poate lovi într-o instituție care beneficiază nu doar de simpatia unei largi părți a populației, dar beneficiază de simpatia unei largi părți a reprezentanților structurilor de forță. De exemplu, Ministerul Rus al Apărării. În momentul de față există cel puțin trei categorii distincte. O categorie care este aliniată din rațiuni de disciplină, de loialitate, de vasalitate instituțională față de proiectul său și față de războiul din Ucraina, dar o ascultare vorbește, o nedezicere de instituții, de sarcini, de loialitate, etc. O categorie. A doua categorie, cei care se opun războiului. Cei care se opun războiului din ce în ce mai mult. Și această categorie crește. De ce? Pentru că soldații aceia, militarii, ofițerii superiori, generalii, da, au familii care deplâng moartea lor, da, pe teren. A treia categorie, și ea crește, categorie de militari care îl contestă pe Putin, de fapt contestă capacitatea lui de a desfășura un război cu eficiența scontată. Un război, iată, o disponibilitate pentru a se folosi o carne de tun fără niciun fel de strategie, element de comandă unitară, sistem de comandă, conducere și control, da? Cu foarte multe acte care practic generează un sacrificiu uman nefiresc pe câmpul de luptă. Ei bine, el încă o dată trebuie să țină sub control toate aceste categorii, pentru că din fiecare această categorie pot fi construiți germenii unei viitoare lovituri de stat. Singurul lucru care îi pasă lui Putin în momentul de față este supraviețuirea sa. Supraviețuirea sa, dacă vreți, nu politică, ea este oarecum asigurată, ci supraviețuirea sa fizică. Acesta este lucrul pentru care el este dispus să sacrifice totul. Fie și temporar imaginea sa în Rusia, fie și temporar imaginea sa în străinătate, fie și temporar relațiile sale cu capii armatei, fie și temporar relațiile sale cu unii oponenți. Deci Putin, pentru Putin, pariul absolut este acela al supraviețuirii fizice. La asta vreau să mă întorc și spuneam ceva mai devreme, domnule Dorin Popescu. Ce se întâmplă dacă Putin dispare, iată, suprimat sau, cine știe, poate nu neapărat fizic, dar lăsat fără putere prin cine știe ce mijloace? Episodul ăsta cu Prigojin de zilele trecute a însemnat pentru Occident eventualitatea unei situații de haos pe care trebuie să o gestioneze, a însemnat perspectiva unei Rusii încăpută pe mâna unor lideri militari, mai mult sau mai puțin sângeroși, și o chestiune care trebuie abordată într-un fel?
În primul rând, două categorii de întrebări. În primul rând, ce se întâmplă în epoca post-Putin, da? Așa. Aproape cu certitudine, în aproape toate scenariile, succesorul său va proveni din mediile radicale, va proveni din mediile care contestă acum eficiența redusă a războiului, nu războiul în sine. Din categoria aceasta de turbopatrioți, se numesc în Rusia, da? Medii radicale, naționaliste, etc. Deci succesorul lui Putin va fi mai radical decât Putin. Eu cred că nu ne putem permite naivitatea de a crede că succesorul lui Putin va opri războiul. Nu ne putem permite naivitatea de a crede că succesorul lui Putin va pleda pentru o revenire fie și treptată, fie și non-credibilă la un moment dat sau la început a Federației Ruse în sistemul acesta gravitațional euroatlantic. Dar nu credem că podurile distruse în aceste luni mai pot fi reconstruite nici măcar de o figură credibilă. Dar șansele că o figură credibilă, liberală, pro-europeană să apară în Rusia imediat după Putin sunt iarăși extrem de mici. Deci Rusia post-Putin va fi condusă de un liberal, de un Putin încă și mai odios, de un Putin, da, 2.0. Bun. Din această perspectivă de bună seamă că Occidentul trebuie să fie pregătit și aici este da, răspunsul la cea de-a doua categorie de întrebări. Occidentul trebuie să aibă lecția pregătită în ceea ce privește posibilă confruntare cu o figură putinistă încă și mai odioasă decât cea care gestionează în momentul de față interesele și prezentul Federației Ruse. Un element fundamental îl reprezintă securitatea nucleară. Este un element fundamental. Nu știm cum anume Occidentul ar putea să-l convingă pe succesorul lui Putin de necesitatea abținerii, nu de la amenințări. Amenințările în sfârșit poate fac parte și ele dintr-un joc politico-diplomatic în sfârșit, de imagine, nu, dar de la utilizarea, armelor nucleare, de la utilizarea armelor de distrugere în masă, de la utilizarea forțelor convenționale masive și de la încălcarea normelor și principiilor de drept internațional. Nu știm cum l-ar putea convinge, dar ceea ce știm este că, iată, această tentativă de lovitură de stat ne arată că momentul unei posibile succesiuni de putere la Kremlin este mult mai aproape decât credeam. Și atunci trebuie să ne pregătim deja strategiile. Strategiile acestea pot fi, eu știu, pozitive, negative, pot fi strategii de descurajare, pot fi strategii de reziliență. În sfârșit, cred că este momentul să înțelegem că Rusia rămâne în continuare și chiar devine și mai impredictibilă decât a fost ea până în momentul februarie 2022 și că trebuie să ne multiplicăm eforturile de a înțelege Rusia și de a adopta strategii astfel încât succesorul lui Putin să reprezinte pentru comunitatea internațională o primejdie mai mică decât Putin însuși. Apropo de aceste amenințări care se fac periodic, e mai mare ca oricând riscul acestei amenințări cu o lovitură, dacă nu una nucleară, poate una cu implicații similare, cum ar fi distrugerea centralei de la Zaporojie. Întreb pentru că până acum se spunea Putin ar recurge la așa ceva atunci când e în impas pe front ca să provoace un gest extrem să arate că are un succes. Stau și mă întreb dacă nu cumva poate momentul ăsta e mai favorabil pentru așa ceva ca să arate că e dispus să meargă foarte departe inclusiv în plan intern. Că nu acceptă nicio criză care să-l destabilizeze și atunci forțează lucrurile. Ce spuneți? Am văzut evaluările repetate din ultima perioadă, multe din ele vin de la Kiev, altele din alte zone geografice. Am văzut și articole care susțin, vezi, doamne, o iminență sau o presupusă nevoie a Federației Ruse de a rămâne angrenată în zona perspectivei utilizării armelor nucleare sau de nimicire în masă. Aș evalua că, unu, în momentul de față riscul nu a crescut, rămâne același risc oarecum minim, dar sigur gestionabil. Și doi, am spus-o de aproape un an de zile și îmi mențin această evaluare. Putin ar putea începe să se gândească la traversarea acestei inimaginabile linii roșii, ar putea începe să se gândească exclusiv în momentul în care o uriașă, substanțială parte a teritoriului ocupat samavolnic de Armata Roșie în Ucraina ar fi eliberată de armata ucraineană și că direcția de înaintare a armatei ucrainene
pentru eliberarea celelalte părți a teritoriului și eventual către Moscova, nu, când această direcție de înaintare ar pune în primejdie în primul rând securitatea sa fizică. Războiul în Ucraina este pariul personal al lui Putin. El nu trebuie să-l piardă. Asta înseamnă că nu trebuie să-l piardă, mă rog, dacă vreți, la nivelul dimensiunii de teritorialitate, pentru că în rest au fost multe elemente în virtutea cărora putem aprecia că l-a pierdut deja. În reconfigurarea ordinii globale a pierdut, scenariul Blitzkrieg de vasalizarea Ucrainei a pierdut, a pierdut toate obiectivele războiului, mai puțin acesta de ocupare teritorială. Când va pierde cel puțin jumătate din teritoriile ocupate, în momentul de față, și când armata ucraineană va înainta glorios către eliberarea celelalte jumătăți, în momentul acela pentru Putin devine un act de amenințare imediată, da? El va pierde războiul, da? În conștiința tuturor celor care îl contestă acum în mod intern. Și el va deveni toți vor simți nevoia de a mușca din el, da? Va deveni un cadavru politic pentru oponenții din jurul său. Și eu cred că acela este aproape singurul moment care l-ar aduce pe Putin ceva mai aproape de momentul acela tragic în care s-ar putea gândi la utilizarea unor arme de distrugere în masă, dar și momentul acela va fi anticipat printr-o utilizare a altor arme de distrugere în masă, chimice sau biologice, apoi nucleare, tactice, și nu-mi imaginez că vor putea trăi într-o lume în care cineva totuși va îndrăzni să utilizeze arma nucleară strategică. Concluzie, domnule Popescu, după ce am văzut episodul ăsta și după ce am văzut unde și cum arată situația pe front la peste un an și jumătate de război, putem să tragem concluzia că regimul Putin, să zicem, a făcut primul pas sau e foarte aproape, pe o linie foarte subțire, așa pe o sârmă din care să alunece spre descompunere sau tot mai multe probleme, măcar? Da, aș putea conchide și eu, subscriu la evaluarea dumneavoastră, dar regimul Putin se clatină din ce în ce mai serios. Putin are probleme din ce în ce mai mari acasă. Putin este contestabil din ce în ce mai ferm în din ce în ce mai multe medii radicale și de opoziție. Asta îl poate face să se replieze dur față de războiul din Ucraina. O consecință posibilă ar fi ca el să mărească forța de tun, să intensifice forța de șoc militară în Ucraina ca să dea satisfacție vocilor contestatare radicale ale turbopatrioților. Deci există posibilitatea ca, iată, Putin să mărească miza pe Ucraina, să mărească presiunea pe Ucraina. Și m-am temut că tot ceea ce se întâmplă în momentul de față ar putea avea ca recul astfel de măsuri ale lui Putin. Deci da, regimul lui Putin se clatină, Putin devine din ce în ce mai vânat de către curtenii și supușii săi, se mărește spațiul de manevră pentru alte tentative de lovitură de stat. Una dintre ele, poate deveni una de succes chiar în următoarele luni. Până atunci însă, Putin va acționa despotic în continuare și va face tot ceea ce este nevoie pentru a liniști aceste voci rebele din gospodăria proprie, și mă aștept categoric la intensificări ale acțiunilor sale de luptă în Ucraina, mă aștept la noi escaladări și mă tem că pentru a-și securiza poziția sa în interiorul unui sistem politic ce se clatină din ce în ce mai mult, mă tem că va recurge și în plan intern la mijloace de radicalizare, la un soi de regim de dictatură militară de iure sau de facto, astfel încât vocile oponenților să guste în continuare deliciile închisorilor și pușcărilor, așa cum le gustă în momentul de față oponenți precum Navalny. De lucrurile se tulbură foarte mult în Rusia și, din păcate, această tulburare îl face pe Putin și mai veninos și mai primejdios. Asta depinde dacă jocul acesta de putere va încuraja oponenții săi să recurgă la o soluție rapidă, astfel încât Putin să nu aibă timp să se replieze prin mijloace dure, atât pe plan intern cât și împotriva Ucrainei, dar încă o dată, cel puțin la fel de primejdioasă Rusia succesorului lui Putin va fi decât a fost și este Rusia lui Putin de astăzi.
Dorin Popescu, analist de politică externă, azi în Piața Victoriei, mulțumesc pentru evaluare. Pe curând!